Administrația Națională de Meteorologie a lansat o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în următoarea perioadă. În intervalul 23 iulie, ora 10:30, 25 iulie, ora 10, în vestul, nordul și centrul țării și local în sud și est, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Îndeosebi, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-50 de litri pe metru pătrat. Pentru intervalul 24 iulie, ora 12, 25 iulie, ora 10, ANM a lansat și o informare meteorologică de instabilitate atmosferică. În intervalul menționat, la deal și la munte, precum și în centrul teritoriului, apoi și în vest și sud-vest, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-35 de litri pe metru pătrat. Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi în jumătatea de vest a țării, la deal și la munte.